La ideea guvernului de a elimina facilitățile fiscale din domeniu, Federația Patronatelor Societăților din Construcții organizează în doar o oră o conferință de presă în care va arăta cât de grave ar fi efectele unei astfel de decizii. Colegul meu, Cornel Chitucea, ne aduce detalii. Bună dimineața, Cornel! Te ascultăm! Bună dimineața, Dan! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vedem că în momentul de față guvernul încearcă să facă rost de bani la bugetul de stat, astfel încât încearcă, vă spuneam în intervențiile din zilele precedente, să elimine sau să păstreze anumite facilități fiscale pentru anumite categorii, însă de precizat este că în ceea ce privește domeniul construcțiilor, specialiștii spun că nu este o măsură deloc bună eliminarea acestor facilități și vă spuneam că în această direcție există și o conferință de presă care va fi organizată aici în clădirea din spatele meu la ora 10. Vă propun să discutăm mai multe despre ce semnifică aceste facilități și ce ar însemna o eliminare acestora cu doamna Adriana Iftimie. Este directorul general al Federației Patronatelor și Societăților din Construcție. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația în jurnal. Prima întrebare ar fi legată de facilități. Ce ar însemna o eliminare a acestor facilități pentru construcție? Aș redenumi, în primul rând, ideea de facilitate. Sunt facilități fiscale, dar ele, de fapt, sunt stimulente investiționale. Din 2018, de când au fost aplicate aceste facilități, am constatat o creștere permanentă a cifrei de afaceri în sectorul construcțiilor, chiar și în momentele cele mai grele, momentele de pandemie, momentele de creșteri de prețuri la materialele de construcții pe toată piața europeană. Așadar, ideea de a se renunța la aceste facilități pentru a se asigura bugete în altă parte nu este una sănătoasă, nu este una care să se bazeze pe studii în ceea ce privește consecințele după ce acestea ar fi ridicate. Noi am făcut deja scenarii în cadrul Federației. Am făcut simulări cam ce ar însemna acest lucru. Probabil că în primele, să zicem, 2 luni, poate 3 luni, se vor înregistra niște creșteri de încasări la buget, dar după aceea vedem o migrație masivă către a forței de muncă românești, către piețele vestice, care deja și-au luat măsuri de atragere a forței de muncă din Europa de Est prin creșteri de salarii, modificări de legislație. Evident, se va reveni la creșterea sectorului de muncă la negru sau muncă la gri, așadar nu vom avea un beneficiu real nici firmele de construcții, nici bugetul României și nici România în general ca sistem investițional. Dar credeți că colegii dumneavoastră ar putea să schimbe domeniul de activitate dacă aceste facilități ar fi eliminate în perioada următoare? Noi vedem, în primul rând, o migrație a forței de muncă spre alte piețe din Europa. În al doilea rând, vedem o creștere a pieței negre. Pentru că nu este foarte simplu să schimb domeniul de activitate, dar evident că este posibil, nu excludem acest lucru. Deci păstrăm domeniul, dar schimbăm locul. Un fel de a spune, cel mai grav este că ne ducem să construim PNRR în alte țări din Europa, iar noi vom rămâne cu ideea de autostrăzi, alimentări cu apă, spitale, grădinițe, școli și așa mai departe, alte vise frumoase pe care le-am avut până acum, vom rămâne cu ele nerealizate. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Doamnelor și domnilor, la ora 10 va avea loc această conferință de presă. O urmărim și revenim cu mai multe detalii.